Toma Oscarul te paște Oscarul. Și cred că nu este departe. Ce frumos a spus. E ca și cum l-ai luat. În România asta este problema. Noi nu avem public de cinema decât un segment foarte mic. El este singurul pe care am putea fi invidioși. Pare că n-a fost om. Cine crede că Dumnezeu nu există, e naiv. Bine v-am regăsit la altceva. Filmele regizate de invitatul acestei ediții sunt așa, o oglindă a istoriei. Ele dezgroapă uneori cu o duritate nemai întâlnită, mi-aș permite să afirm, alteori cu o dulce blândețe dezgroapă fragmente din istorie. Fragmente care uneori ne-au fost ascunse multă vreme. Fie că ele ne grăiesc despre ororile comunismului, fie că... Reîntrupează personalități ale culturii, nu doar culturii din România, ci culturii universale. Și veți înțelege imediat despre cine este vorba. Filmele invitatului meu sunt premiate, fără excepție, la festivalurile cinematografice din întreaga lume. Dar eu propun acum să spun motor, acțiune. Bine ai venit, Toma Ianache. Bine, te-am regăsit cu mare drag. Ne tot întâlnim, la altceva. Ne tot de data întâlnim asta, la altceva. La tot soiul de evenimente. Și de fiecare dată este o plăcere, de fiecare dată decupăm discuții și purtăm discuții și rămânem să. Și uh, de fiecare dată inevitabil ne amintim de uh, prietenul meu și socrul tău, Ion Dizian. Ion Dichisan. Uh, ne vom aminti uh, și astăzi. Uh, este, uh, a fost o legătură și o prietenie extraordinară pe care nu o să o. a și ținut uh, tare mult uh, la prietenia ta și a fost parte din uh, filmul între Chin și Amin. Știu că își Cu ce dorea... drag a venit și a fost la premieră își dorea și în -o continuare să Chiar... ce frumos a spus Toma Oscarul te paște Oscarul. Și <laughs> cred că nu este departe. Ce, ce, frumos a spus. Sindic, e ca și cum l-ai luat. Când îți spune un prieten drag așa ceva, e ca și cum l-ai luat. Toma, filmele pe care le-ai regizat, noi vom discuta așa despre ele, sunt filme care te-au și propulsat pe tine ca fiind regizorul revelație din ultimii ani. Dar tu, până la aceste filme, ai fost actor într-un film personal. Te-ai născut la Constanța, din tată macedonean, mamă bulgăroaică, dar originile sunt și mai extinse. Bunicii sunt greci. Rămân, ca să zicem așa, tata din Macedonia, mama este născută în Bulgaria, iar străbunicii mei sunt a români din Grecia. Din, mai exact tata din paticina străbunicul din partea lui tata și din partea mamei străbunicul era din Caterini care era, îți era cea mai dragă tradiție din copilărie tradiție a, moștenită de la bunici cumva de, de lăsatul de sec cum se zice când cei mai mici își cer iertare de la cei mai în vârstă și mergeam la papu bunicul meu care a Trăit 100 de ani și port numele Toma. Toți verișorii mei primari, mai mici, mai mari, to toate rudele, inclusiv tata, îi făceau. Plecăciuni, iertăciuni, cum se spune bunicului, clinăciuni, zicem noi în armănește. Era o sărbătoare fantastică pe care e, și bunicul ne dădea binecuvântarea, ne dădea și e, ceva 5 lei, 10 lei, cum era pe atunci, iar noi de când eram copii, Dar iar eu am ținut atât de mult încât e, eram student la facultate și bunicul trăia și mergeam și, și mergeam cu și el zicea, nu mai trebuie acum că ești mare. Da, da. Asociezi copilăria cu um, această tradiție, dar și cu locurile Constanței. Acolo ai copilării. Cu locurile Constanței, cu Ogălnicianul, cu familia extinsă, toți verii mei primari, toate rudele. A, a fost o perioadă extraordinară în care, uh, exceptând, uh, în clasa nouă a murit uh, sora mai mare a tatei și era singura în înmormântare, ca să spun așa, din toată perioada. Vă imagina, nu, nu, nu în familia noastră nimeni apropiat. Și cumva, când mă gândesc că acum câți apropiați și câți veri și cât, câți, câți unii, câtă lume apropiată din familie a plecat, Până atunci, nu. Deci era așa, tot timpul a fost o bucurie și o întâlnire a rudelor, la ziua tate, a bunicului, a mea. Întotdeauna se sărbătoreau, nu veneau, cântau acasă. Cu tristețe. Da, da. Și asta e așa, cireașa de pe tort, să spun oricum, copilăria, adică până la 14 ani, totul a fost minunat, dar și nici nu au existat evenimente uh, tragice în familie, ca să spun așa. Cum erau? Uh, uite, petrecem acum. Uh, o iarnă. Cum erau valurile iernii la Malumări? O iarnă, doamne, și spunea Anis, nu mai mergeți la școală acum. Și noi eram nebuni și chiar așa se amâna cu o săptămână vacanța de iarnă, <laughs> pentru că eram zăpezile foarte mari. Ne dădeam cu Sania pe derdelușul din capătul străzii. Ne era... O, o, minunăție, nu știu cum mereu spuneam, nu, eu, eu credeam, m-am zis, cred că aveam uh, uh, Ghetuțele sau cizme erau atât de proaste pe vremea comunistă, încât tot timpul ne udam și cât până mergeam la școală era, intra dar apa. Și rămâneam până seara târziu. Da, 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 acum nu mai îmi câte cât era de, pentru că fiul meu acum a, la prima zăpadă a ieșit și a venit cu cizmele ghete care zbune <laughs> și nu ar fi trebuit să intre apa înăuntru. Erau pline de apă înăuntru, dar intra să râpă deasupra. <laughs> și. Uh, amintirea asta cu, cu uh, cum ne uh, jucam cu zăpadă, ne bulgăream, ne aruncam în zăpadă aia albă, că, cădeam așa pe spate sau pe față, ne aruncam uh, în zăpadă. Era o senzație extraordinară uh, pe care o experimentam întotdeauna, dar zăpada trebuia să fie înaltă, jumătate de metru ca să poți să te arunci. Ai să întâlnit pe zăpadă si? pe plajă, cum erau? Ați mers pe plajă în acea perioadă. Și pe plajă era așa și ca și un regat de uh, gheață, plaja în cea mai cumplită pe care mi-amintesc că înghețase uh, marea uh, primul metru, 2 metri cam așa era înghețat. Și ce uh, țurțuri și ce pe, pe faleză la uh, lângă cazino acolo pe stabil era o, o și cu toți pescăruși și cu scoici din acelea mare, așa că palma uh, aduse de valuri încoace uh, era era extraordinar. Întotdeauna copilăria pentru mine este ca, o, ca un stabilopod, ca o fortăreață, este impenetrabilă, este ceva pe care pot să mă bazez întotdeauna. E fără fisură și chestia asta îmi dă e ca partea cea mai consistentă a rădăcinii. Te bele. echilibrează în permanență, da, este da, pilonul pe care e, da. al stabilității tale. Ce e marea pentru un om al mării? Pentru că noi, cei să ne numim așa dezrădăcinați de mare, care nu avem rădăcinile în mare și n-am copilării pe malul mării, ne bucurăm de ea poate doar vara. Cred că aș fi iubit-o la fel de mult și dacă nu m-aș fi născut aproape de ea. Eu sunt și scorpion, cumva, de apă, ca să zicem așa, dar scriem poezie. Și când scrii poezie, n-ai cum să nu, să iubești, nu iubești marea. N-ai cum să nu simți ca pe cel mai poetic lucru al naturii, ca să spun așa, care vorbește continuu. Nu înseamnă că nu iubim muntele sau că nu iubim atâtea alte lucruri frumoase ale naturii, dar marea e cumva ca o poezie imensă care vorbește, care șoptește, care are poveștile ei până în adâncuri. De aceea e atât de fascinantă. Cred și de că... prezentă în versurile tale. Și Pentru de că prezent. Nu doar că ai regizat aceste filme pe care le-am amintit și filme care urmează de acum încolo să... Să le lansăm. Să, să fie lansate pe piață și vom vorbi. E un film formidabil despre uh, George Enescu. Dar uh, aflasem despre tine, uite, de pildă, între chin și amin este un vers dintr-o poezie prezentă pe coperta unui... Pe coperta volumului meu de debut, Arta de Destinului, 93. chiar pe coperta spate, ca Au să spun așa. Au trecut de atunci trei decenii aproape da. și iată că între acel prim album al tău de debut se face o punte până la filmul Între chin și amin. Și la ultimul volum lansat acum câteva luni, Infectați de iubire și titlul poeziei uh, uh, era Arta Destinului așa se numea și volumul de versuri și poezia uh, se termina și când n-am să mai mor pe margini voi călca știutul destin viața rămâne acolo între chin și, și, am. și amin nu știam că după 20 de ani, aproape 20 de ani deci din 93 până în 2019 uh, acel vers va deveni titlul filmului Filmul uh, despre nenorocirile și despre care, ororile de la Pitești. Și vom discuta despre el, un film care a primit peste 35 de premii internaționale. 52 Lei. de premii internaționale uh, Lei sunt ținușirul. pe IMDB, sunt pentru că ele, acum știi cum, pe IMDB, totul se pune acolo, dacă n-ai se contorizează. să treci, Se contorizează și când deschizi pe pagina de IMDB. Care a filmului, este? Care este, pune, care este uh, premiul pe care uh, îl simți aproape de ta? Uh, din America, de Indie Fest. Adică mi s-a părut că e trofeul și... Uh, ca ai înfipt, practic, drapelul, steagul da, pe, în, pe tărâm american. Pe tărâm american, unde eu am filmat pentru prima oară, nu sunt faimos, dar sunt a, român la Hollywood pe Ocofame. Jucam și o tronul acolo, în filmul nu sunt faimos, dar da. sunt român. A fost primul tău film? Primul meu film și trebuie să spun asta cu primul că îmi place și de fapt așa uh, au și apărut ele. Am vrut să fac primul film artistic vorbit în română din istoria cinematografiei. Dacă știți câți prieteni am, câți apropiați din toate țările în care trăiesc ca românii, Grecia, Albania, Macedonia, România, America, Franța, care spuneau că trebuie să facem un film, era așa un fel, trebuie să facem, e, că, cum a fost și cu autostrada din România, trebuie să facem autostrada. Și am, am reușit tânților. să facem acest prim film vorbit în română, după care la fel când am văzut câte mărturii, câte cărți începuseră să apară despre nenorocirile de la Pitești, despre ororile care s-au întâmplat acolo și nimeni nu făcea un film artistic. Și am zis: trebuie să facem un film artistic, ca să spunem uh, uh, Povestea Spre acestor de oameni document, care au trecut de acolo. De document uh, istoric acest film între Chin și Amin, pentru că el se referă, l-am revăzut, l-am văzut uh, prima dată în 2019, în anul lansării, l-am revăzut săptămâna trecută în încercarea de a redocumenta această discuție și este... Uh, da, este film pe Netflix cât de, de când a ieșit și va mai fi în continuare. Este un film dureros. Este foarte dureros, dar în același timp spune un adevăr pe care nu trebuie să uităm. Spune un, uh, uh, un adevăr și cu toată partea frumoasă, dacă putem spune așa ceva, că oamenii care au trecut prin nenorocirile alea au spus să nu ne răzbunați. Oamenii care au trecut, l-am cunoscut pe Tache Rodas, l-am cunoscut pe Ion Baureceanu, care a spus: "L-am iertat, el zâmbea." Păi. Da? Tache Rodas m-am întâlnit cu el în 2014. Uh, înainte să încep să scriu scenariul uh, cu soția mea, Elena Enache, ea a avut în familie, inclusiv bunicul care a făcut pușcărie la Jilava, uh, că uneltea contra statului, că avea de fapt proprietăți, nu altceva. Uh, și am spus că spunem un adevăr dureros, dar spunem și un adevăr atât de frumos al acelor oameni despre credința lor, despre puterea lor de a ierta. De a, iubi, de a, iubi, de a iubi pe Dumnezeu, de a primi Și de a ierta inclusiv călăii, că de, de aici cânteia s-a aprins când l-am văzut pe Tache Rodas, că s-a întâlnit după 20 de ani cu călăul lui din prietenul lui Stănescu, care devenise călugăr între timp și i-a spus, te rog să mă ierți că te-am bătut în pușcărie. Și el a spus, te iert, mă, te iert. Deși înainte a spus, cum ai putut să-mi dai cu frânghi, audă în cap, să mă Cum? Dar te iert. Takie Rodas, unul dintre ultimii supraviețuitori, s-a stins în 2020 la o mănăstire din Neamț și găseam la un moment dat o declarație tulburătoare de a lui. Povestea cum în săptămâna mare erau umiliți. Erau, erau puși să meargă în patru labe, în cerc, să se închine și să pupe dosul celui din față. O umilință mai mare, în săptămâna mare, un și se creștin se, nu putea primi. Uh, uh, umilință cu De, Adică sunt niște chestii. Niște. De-aia am, am introdus, în final, ați văzut pentru foarte multă lume uh, pare insuportabil, dar pentru foarte mulți care știu ce a fost acolo, uh, a fost mult mai rău decât am putut noi să arătăm într-un film. Pentru că, totuși, rostul unui film era să spunem acele adevăruri oribile, dar nici să facem lumea să nu poată să stea să vadă filmul. Să se oripileze și să plece din sală. Nu, nu puteam poate, face asta. Poate pentru mulți care îl privesc acum și nu cunosc ce a însemnat experimentul de reeducare de la Pitești, e o metaforă. Da, li se pare. Unora, nu un un unora li se pare incredibil, dar exact asta este incredibil că nu este uh, nimic neadevărat din tot ce am pus acolo iar de Taker, Odas ce m-a impresionat pe lângă atâtea lucruri că alți tineri din pușcărie care au bătuți și nu mai puteau rezista după ce l-au bătut într-un hal de iau sări, când spune că toți dinții erau împrășteați pe jos, în bucăți din buze, din... era desigurat și au aruncat o cârpă peste el și îl târșeau prin celelalte ce să-l vadă în ce hal e și ce a pățit. Și uh, o altă poveste legată de asta, un era mult mai tânăr pe atunci, domnul Buracu de la Severin, care a scris și niște poezii fabuloase, și cartea Poate de la Isaia. Merită tip, să vorbim despre des poezia din care carcere. e fabuloasă. Și imediat vom discuta despre ea. Și uh, el a spus: Dacă la tache nu merge cu ele reeducarea, nu merge nici la mine. Și tache spunea: Când am auzit că unii tineri nu cedează, că eu am rezistat, nu am mai cedat, uh, absolut, uh, el este unul dintre cazurile extraordinare care a rezistat fără niciun fel de compromis a trecut prin acest pentru că știm mulți calvar. fie au cedat fizic și au trecut dincolo mulți au semnat pactul cu diavolul au trădat sau după de, care chiar dacă s-au întors s-au -au omorât. de credință. Și, deci dar trebuie să înțelegem că uh, când ți se punea sare în apă și după care uh, ți spunea dacă vrei să ți dau apă trebuie să-l bați pe prietenul tău cel mai bun dar să-l nu însemna să-i dai o palmă sau un pumn. Să-l umpli de sânge. Despre asta era vorba acolo. Și acest între Chin și Amin, cred că nu vorbește doar despre experimentul Pitești, vorbește despre ororile din temnițele comuniste. Pentru că ne amintim din toate, pentru ne -amintim că am încercat de să extindă chestia de asta. Aiud, de Gherla, de Râmnicul Sărat, ne amintim, au fost. Au fost atâtea personalități și uh, citeam în jurnalul Fericirii. Probabil că am luat contact uh, toți cu, cu această carte formidabilă Fabulasă. a lui Nicolae Steinhardt, care i-a uh, arestat în 58 în lotul lui Constantin Noica și în celulă, uh, el era evreu, în celulă primește și botezul. Și primește botezul, uh, devine creștin ortodox, se Este eliberat și ajunge la mănăstirea Rohia, de altfel îi se spunea părintele Nicu de la Rohia. Moare în 89 cu securitatea pe urmele lui, dar sunt niște pasaje în, în jurnalul fericirii care uh, nu ar putea să lipsească sau nu ar trebui să lipsească din niciun manual de istorie, pentru că avem datoria să uh, punem așa ca într-un insectar aceste uh, mărturii Spunea la un moment dat, acolo în, în carcere, spunea în mica celulă de la Zarca, singur în genunchi și fac un bilanț, am intrat în închisoare orb și ies cu ochii deschiși, am intrat nemulțumit, ies cunoscând fericirea, acum știu să gust felioara de pâine cât de mică. Stau deci în genunchi și mulțumesc lui Hristos Dumnezeu și îl fă făgăduiesc să fac tot ce voi putea spre a mă purta de acum încolo ca un Domn rece în fața tuturor advers adversităților, piedicilor, numai vesel, mereu recunoscător pentru orice bucurie, orice vorbuliță bună care nu va fi blestem sau jurătură. Iată, în, în oglindă, înțelegem cât pătimea acolo, fiecare vorbă era un blestem sau o înjurătură. Și continuă, și voiesc mai bine moartea decât să fac păcate strigătoare la cer. Și n a și fost. În completare de ce spunea de această parte frumoasă, povestea părintele Calciu Dumitrasa, zicea, unii poate ne cred nebuni când spunem că parcă ne era mai bine în pușcărie. Dar despre spune, nu înțelege că ne referim la această legătură. Cu divinitatea pe care niciodată Dumnezeu era atât de aproape, aproape de, de prezență. Niciodată nu l-a mai simțit așa după ce am ieșit din pușcărie. Zice, la asta ne referim când spunem că parcă era mai bine e, acolo, atât e, era chestie. La motivul tuturor, ei spun în felul următor: că era mai prezent Dumnezeu acolo în celulă decât uh, într-o catedrală și. Pentru că și uh, suferința și nenorocile uh, erau uh, maxim acolo. A, și atunci asocia asta Asociau imaginea carcerei cu imaginea unei chilii Acolo erai doar tu. Cu durerea și cu Dumnezeu. Da, așa este. Și de altfel, și între Chin și Amin sunt uh, evocatoare acele momente când uh, se întreabă unde a dispărut Dumnezeu, dacă Dumnezeu îi mai aude și îi auzea pe mulți dintre ei. Mulți au și ieșit uh, de acolo, alții au ieșit din păcate și au devenit martiri. Putem să-i numim fără a greși că sunt martiri. Am mai uh, întâlnit că discutam despre această poezie din temnițe, Radu Gir, știm foarte bine poetul care pătimește atât de mult în închisorile comuniste, a scris o poezie, cu siguranță o cunoști, eu am să citesc doar prima și ultima strofă, ea este o poezie mai amplă. Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă, o, ce trist și ce înalt Părea Crist, luna venea după el în celulă și îl făcea mai înalt și mai trist. unde ești, Doamne? Am urlat la zăbrele, din lună venea fum de cățui, m-am pipăit și pe mâinile mele am găsit urmele cu elor lui. Erau poezii pe care le scriau și nu doar radugiri. Le, Dinescu a scris o le scria. Da, Dar știm că în anii, în anii, dinainte au fost. Începem cu Tudor Arghezi, care este arestat, întemnițat politic, cu Ioan Slavici, și că au fost în lotul celebrul lot de 11 scriitori și ziariști. Și erau poezii care erau memorate, erau scrise în minte, evident, nu aveau acces la hârtie și la creion. Și erau transmise prin, prin codul, prin alfabetul morse sau erau transmise chiar prin zid în șoaptă către celelalte camere și toate camerele memorau acea poezie. A, a fost o comuniune între uh, oamenii care au pătimit acolo, care nu poate fi explicată și o trăire care îmi pare oarecum... Dar tu ai explicat-o explicat-o între Chin și Amin în acest film. Am, am, am citit tot ce se putea, tot ce au scris acei oameni care au pătimit acolo, am simțit foarte mult din ce au spus acolo, uh, indiferent de pușcăriile în care... Deci, pentru mine, mi-am dorit să fac o mărturie care să... Tema principală a fost reeducarea de la Pitești, dar ea are în ea tot ce s-a întâmplat în toate. Substanța suferinței. Pușcăriile din, din, din toată țara și n-au fost uh, puține. Uh, și atunci, pentru mine, cel mai, cel mai frumos compliment pentru film a fost făcut de profesorul de la Beiuș. Uh, Nu-mi nu, nu vine acum nume de istorie, are, are 4-5 cărți apărute. A urcat pe scenă după ce a fost vizionare cu filmul și a spus. Filmul ăsta este postamentul pentru toate cărțile pe care le-am scris, toate la un loc, nu poate să vorbească mai bine decât vorbește acest film. Și pentru mine, când cineva care a pătimit și a scris cărți despre asta, a spus asta, mi s-a părut că uh, am reușit să spun prin film ce au simțit și au trăit ei acolo. Găseam de, de altfel, de că sunt complementare toate aceste file de istorie și cumva așează într-o vitrină acest film pentru că da, recomand tuturor să vizioneze cel puțin o dată între chin și amin pentru că are atâtea substraturi încât necesită o a doua, a treia Cât cât ai viziune. citit mai mult și știi mai mult despre reeducare și despre ce au însemnat temnițele comuniste cu atât o să regăsești în film mai, mai mult, mult din tot ce, ce citești. Și este așa, ca un, ca un extras din această durere și e interesant... Când, când era Mandinescu, are cu, când a venit turgia, unii și-au pierdut mințile, alții și-au pierdut veșnicia. Mi se pare, versul ăsta este fabulos. Sublim. Exact ce s-a întâmplat acolo. Unii și-au pierdut mințile, unii și-au pierdut veșnicia. Și uh, voiam uh, această declarație din 1945... Să, să, o aduc puțin în atenție, declarația lui Radu Gir în fața Tribunalului Poporului când este acuzat pentru aderare la mișcarea legionară și pentru fapte de împotriva orânduirii sociale, sociale da. și are o pledoarie emoționantă, îl mărturisea pe Dumnezeu în toate poeziile că îi aparține și acea poezie și spune Domnule președinte, domnule judecător ai poporului, în închizitoriu său de joi seară, era un 31 mai atunci, onorată acuzarea a spus răspica, dacă există credința adevărată, atunci să fie absolvită. Și a mai spus acuzarea, sunt prăbușiri de idealuri, de credințe, dar numai pentru curați. Într-adevăr, zice, sunt naufragii sufletești. Eu am avut o credință și am iubit-o. Dacă aș putea altfel, dacă aș tăgădui eu dumneavoastră toți ar trebui să mă scuipați în obraz. Asta se întâmpla în fața tribunalului poporului care îl condamna, care îl condamna la moarte. Ulterior, este comutată pedeapsa, dar continuă, indiferent dacă această credință mea apare astăzi bună sau rea, întemeiată sau greșită, ea a fost pentru mine o credință adevărată. I-am dăruit, dăruit sufletul meu, i-am închinat fruntea mea. Cu atât mai intens sufărazi când o văd însângerată de moarte. Este un tablou greu de uh, cuprins în, în, în culori, dar cu atât mai greu de cuprins într-un film. Sunt oameni care au trăit și au... Uh... Nu s-au dezis de ceea ce au fost și ceea ce au crezut. Uh, lucru care e foarte rar, cel puțin uh, cu cât venim încoace, uh, este societatea, este, dacă mă crezi, este și mai rea decât era atunci. Nu știu cum sună asta, dar din an, dintr-un anume punct de vedere. Uh, nici nu ne mai putem susține cu tărie, cu ce a făcut Gir sau alții atunci, nu se mai poate la ora asta. Din punctul ăsta de vedere mă refer că e mai rău. Uh, uh, Victimele sunt într-o postură și Cine? mai rea decât erau. Da. Care personaj din uh, filmul între Chin și Amin îți este uh, cel mai drag? Care îți Vorbește cel mai mult ție. Știu, aici te pun în fața unei întrebări poate nedrepte, pentru că fiecare personaj este copilul tău da. și este creația ta. Dar care, pentru care personaj ai suferit mai mult, cu care ai dialogat mai mult? E foarte greu să spun, dar sigur că personajul principal, tache, este cel cu care am dialogat cel mai mult, dar să nu uităm că este și poetul. Mihai, care scrie cu sânge, cu unghiile smulse. Uh, și când n-am să mai mor, pe margini voi călca știutul destin, viața rămâne acolo între Chin și Kim. Amin. Uh, nu e nimic întâmplător că am pus un poet să fie în acea celulă, că am pus unul care era student la uh, medicină, unul care era student. Am încercat să respect cât mai mult din adevărul istoric. Chiar dacă facem un film artistic substratul. Nu am inventat nimic uh, ca să vreau eu să schimb ceva. În Acestea au fost premisele experimentului. S-au aflat acolo studenți, poeți, uh, fețe bisericești uh, care mistici, știu, cei da. mai mult au suferit și bătăile cele mai crunte erau pentru cei care aveau credință. Asta Credința. e clar. Pentru că neavând credință și uh, cedarea era mult mai rapidă și mai ușoară. Nu? Și atunci de aici a plecat. Era, era o chestie de la sine înțeleasă. Construcția filmului mi s-a părut una atât de solidă cu atât mai mult cu cât uh, ai pus în uh, balanță personajele care au pătimit, martirii, cu personaje extrem de puternice, cu o uluitoare autoritate și mă refer aici la personajele jucate de uh, socrul meu, de Ion Dichiseanu, de, de BB, generalul Jibolski, de Bebe uh, Cotimanis, Ciumau, șeful uh, Iată, martirii lui. luptau cu, cu, cu aceste fețe ale autorității de o atrocitate și de um, în primul rând spunea la un moment care dat... Care și autoritatea generalului a fost surprins de excesul de de, zel, zel, de să zicem, al șefului pușcăriei, care... Păi, și mai rău decât trebuia făcut. Și spunea la un moment dat că, cumva, într-o replică, spune că el nu are nimic de pierdut pentru că el nu are un Dumnezeu. Și dacă nu are un Dumnezeu, nu are ce să pierde. Pentru noi, comuniștii, Dumnezeu nu, nu există. există. Pentru voi, da. Și fratele tău ar trebui să te salveze din el. Cum s-a uh, lucrat la filmări? Cu Ion Dichiseanu, cu Bebe Cotimanis. Extraordinar a fost, dar au fost niște întâmplări când am venit de fiecare dată, când ne mutam. De exemplu, am filmat în celula în care am făcut biroul lui Ciumău. Ciumau. Era într-o celulă, de fapt, da, tot acolo. Dom'le, când mutam de acolo și ne mutam în holuri sau în altă parte, era o debandată, nu ne mai mergea nimic. Deci până reușeam să începem filmările, efectiv nu știam ce se întâmplă dar, dar nu, nu se mai urnea filmarea după ce ne stabilizam reușeam să punem tot acolo câteva zile câte era mergeau lucrurile foarte bine cum începusem filmările îți imaginezi din holurile alea interminabile din pușcărie că lumea cumva nu conștientizează cât de mulți oameni au pătimit și au fost închiși când te duci acolo o roată și nu se mai termină și este una din 100 de pușcării Plus lagăre de muncă forțată și. Da? Nu se terminau așa. Și în liniștea aia, când ne-am oprit și se auzea uh, o cântare bisericească. Hristos a înviat. Uh... Vă, îți imaginezi, deci în pușcărie la filmări. Uh, pușcăria este fortul, este, nu intră nimeni acolo, și noi, cu legitimații, cu control, cu. Da? Și am rămas. Un preot, un părinte cu uh, niște măicuțe, veniseră și cântau în uh, celula aia mare neagră, uh, cântau și țineau o slujbă de pomenire pentru cei, imaginează cum ne-am simțit tot și ne-am dus acolo să vedem ce se întâmplă. De unde se auzea zgomotul par și că și astăzi păstrează tânguielile, că păstrează că încă sunt uh, da. Uh, vii, vezi straturile lacrimile. de 3 4 5 straturi scrise acolo și crijelite și cu deci a fost o stare când uh, intră prin tunelul ăla cu apă și bat domnul am fost îngrozit pentru că nu știu dacă ți imaginezi cum se auzea în pușcărie când ei au început să urle, că trebuia să urle că am avut un, un sentiment, am zis, dacă aveam uh, bâtele, ciomegele din lemn, lemn, și alea uh, care erau mai de butaforie. Am zis, dacă cineva încurca bâta și de, de se aude în halul ăsta, de m-am speriat atât de, uh, și actorii și toată lumea erau atât de pătrunși de atmosferă, de, stare, de ce era acolo, încât totul părea atât de, de real. Încât eu am fost îngrozit că am crezut că cineva a, a greșit și a luat vreo vreunul. Că ei treceau pe rând. Îți imaginezi dacă cineva avea o bătă din aia așa de groasă din lemn. Vreunul dintre cei care au pătimit în acea perioadă în temnițele comuniste și care a vizionat filmul, ți-a vorbit? Dar cum să nu? Toți fost, l-am ridicat în picioare, domnul Cușa care trăiește la Constanța. L-au aplaudat Auret 700, 750 sau 850 cât are sala, s-a ridicat în picioare și uh, uh, l-au aplaudat. A fost după aceea a venit la Cogălnicianu. Este apropo de asta. Deci, unul din ultimii supraviețuitori ai experimentului Piteș trăiește la Constanța, domnul Cușa, da? George Cușa, și este deloc din Cogălnicianu, de unde sunt și eu. Și a fost prezent la premiera Mâna filmului destină. și la Constanța și la Cogălnicianu. La Miercurea Ciuc a fost uh, prezent unul dintre cei care uh, uh, și -a, la fel a urcat pe scenă și a spus filmul ăsta merită cel mai mare premiu posibil pe lumea asta. Și un prieten a spus Oscar da. Astea au fost stările pe care le-am trăit peste tot. Uh, Ne-am dus la Făgăraș și a fost... Uh, sora lui Gavrilă Ogăranu în sală. Și a, nu știam ce să fac, a venit, i-am sărutat, un, e, eram atât de emoționat când a spus cât de emoționat a fost și cât de, de mult a plăcut filmul. Trăiesc uh, astăzi mulți dintre copiii, dintre nepoții celor care poate nu mai da. sunt. Poate Apropo că... Apropo de bebe, a venit după primirea de la Făgăraș o doamnă de vreo 40 de ani, cu ochi albaștri blondă și s-a dus la și eu sunt fata aia din film. Adică exact așa, tatăl ei fusese luat înainte ca ea să se nască. Câte au fost nici nici ar trebui o carte întreagă să scriem ce momente au fost în cele 65 de primire de gală 90%, 95% cu seli, Arhi arhipline, nu pline. Kira Haji, cum se lucrează cu ea? A fost extraordinară și talentată, rolul și care, muncitoare, rolul și rolul care a propulsat-o, un rol trambulină pentru ea. Eu, eu, eu m-am bucurat că am avut șansa să debuteze în lung metraj alături de mine. Am mai făcut un scurt scurtmetraj. A făcut cea mai bună școală de film în America, în America. și m-am bucurat că am putut să colaborăm. Am colaborat acum și la filmul cu Enescu, este parte din distribuție, este fica prințesei Maruca Cantacuzino. Cantacuzino, alături de iarăși avem o distribuție Cezara Dafinescu, Manuela Hărăbor, Adrian Titieni, Chira Hagi, Mircea Dragoman este George Enescu, actor al Teatrului Evreiesc de Stat, Teodora Sandu este Maruca Cantacuzino, actriță la teatru din Ploiești. Și uh, Filip Ristovski, uh, Pavel Ulici, uh, Cristian mine Jofron, am avut pentru o Pentru mine, o super da, și distribuție. nu doar pentru mine, George Enescu este cea mai amplă personalitate a culturii o române. Siguranță. Care nu, dincolo de trecerea anilor. Dincolo doar, de ce spunem noi not românii. Notorietatea nu i-a fost erodată. Este chiar în creștere, anică. a început să se cânte mai mult, să se monteze mai mult opera Edip și eu zic că încet încet și filmul nostru o să dea un nou impuls și o redescoperire a unui public mai larg. ne va ajuta să a l, l cunoaștem și noi mai bine Sigur pe da. George Enescu. Cu siguranță. George Enescu se naște undeva în Botoșani? La Liveni. La Liveni, da, că era sfârșitul secolului Uh, no, uh, 1881. 1881, sfârșitul secolului XIX, se naște la Liveni uh, și uh, este, steaua, este steaua muzicii uh, clasice uh, din România. La 4 ani cântă la vioară, cântă la la 5 ani are primul concert, pleacă la Viena la 8 uh, ani este. Uh, doi uh, oameni au fost primiți, doi copii, să zicem, nu oameni, doi copii au fost primiți la vârsta de 8 ani să facă conservatorul din Viena. Și Enescu este unul dintre cei doi, după care se duce la Paris și face conservatorul din Paris, studiază pian, vioară, compoziție. La 12 ani termină uh, uh, și conservatorul din Paris și la 15 ani se, și la 16 ani și ceva îi se cântă poema, poema română la Teatru Châtelet din Paris în 1898, cred. Care este istoria în 1895. Uh, care este partea de viață din uh, a lui Enescu, care este redată uh, în acest film cu pregnanță? Este momentul în care Ajunge la Paris și se, și se înconjoară de succes, exilul, sau încă din copilărie este preluat. De când o cunoaște pe Maruca, se apucă să scrie Edipu, o ia de nevastă, termine Edipul, o ia de nevastă. Asta e perioada. Apucase deja înseamnă să. Pumpun, era star, uh, era super cunoscut, cele două rapsodii, la, 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 la 1902, la începutul 5, 1902, 1903, 1905 era uh, gata. Era deja la uh, Casa Regală, era prezent uh, la fiecare bal al casei, era de altfel era invitat, era, era ca un copilul uh, reginei Regine Elisabeta. Manul, da. Și ulterior uh, și uh, Regina Maria l-a da, acceptat uh, în familia ei. Regina era... Maria fiind cea mai bună prietenă a Maruca Cantacuzino, Canta cu Zino. Era iubit de familia regală. Foarte. Și imnul regal scris în poema română când avea nici 17 ani. Da? E, e... Această poveste de iubire cu uh, Maruca Canta Cuzino, căsătorită de altfel înainte cu Canta Cuzino și uh, divorțată, această poveste uh, are... Uh, o suculență. Deopotrivă are și o, o, o parte dramatică, pentru că știm foarte bine, ea se îndrăgostește de Naionescu da, și de Naionescu și de, <laughs> de Naionescu și <laughs> își toarnă acid pe față și până la sfârșitul vieții avea să poarte acel voal negru pentru că este desfigurată. Dar George Enescu nu încetează să o iubească nici o secundă. Vine de la Paris imediat, aflând de această uh, dramă a Marucăi. Seamănă ca un film ce povestești, nu? Viața lui Enescu și a Marucăi, uh, canta, can, canta cu zi Da, uh, nu, nu vreau să spunem multe, vreau doar să uh, vă spun cât de mult merită Enescu să facem ceva care să-i onoreze memoria, care să-i onoreze genialitatea, care să-i onoreze creativitatea, care să-i onoreze bunătatea, care să-i onoreze uh, uh, chiar și patriotismul, a spune. Deci Enescu a fost un patriot ăsta care niciodată nu a spus eu sunt patriot. Dar din tot ce am citit, când văd el pe unde mergea, spunea da, să pun și o lucrare de-a lui Artene sau de-a lui Toma, că adică tot timpul încerca să-i ajute, când citești toate scrisurile alea pe câtă lume, tot timpul să pună o vorbă bună, să ajute. Era să... de o generozitate fantastică. Da, și de... de o bunătate fantastică. Sunt arhivele statului care și rețin faptul că în 1939, când România intră în al doilea război mondial, donează statului român 100.000 de, de lei, Înființează ră, o orchestră la Iași, armate, cântă pentru concerte, ajutorare, pentru, ajutorare, concerte, concerte ajutorare, pentru toți banii trimite pentru ajutorarea armată. A fost brancardier, când cânta răniților, răniților. de despre ce vorbim. A fost incredibil. Pare că n-a fost om. Deci e, când citești ce a bunătate a putut să aibă Enescu și e, cum se comporta. E, discutam și mai devreme faptul că în exil este Curtat în permanență până la moartea lui din 55 este curtat de autoritățile comuniste de la București, și când spun curtat cu sume mari de bani care erau trimise acolo, în ideea repatrierii și refuză. Cu atât mai mult cu cât n-a acceptat niciodată niciun leu din partea autorităților comuniste. Ne vorbește și ne spune durerea lui Enescu prin acest film. Da, eu cred că da, se înțelege și asta. Vom vedea. Dar a și fost foarte iubit. A fost foarte. Dacă e cineva pe care am putea fi invidioși, ca bărbați, cât de multe femei frumoase l-au iubit pe Enescu, atunci el este singurul pe care am putea fi invidioși. Și nu numai femeile l-au iubit, că găseam nu o mai. declarație unul dintre cei care dintre uh, ucenicii lui, cei uh, care au beneficiat de ajutorul lui din punct de vedere muzical, uh, marele Yehudi Menuhin spune alt genial, adică alt genial. Asta voiam să ți punctez și este păstrată relația și în film. Uh, un alt tip genial, recunoscut în întreaga lume, spune că cel mai mare om din muzică pe care l-a cunoscut el este Enescu. Imaginează-ți Imaginează cât de frumos a putut să spună, să vorbească despre el pe parcursul întregii vieți. Este una dintre cele mai frumoase relații discipol-maestru Maestru. care nu s-a deteriorat nici după moartea lui Enescu, nu doar în timpul vieții. Și ne confirmă această declarație. Spunea Menuhin, pentru mine Enescu va rămâne una dintre veritabilele minuni ale lumii. Rădăcinile puternice și noblețea sufletului său sunt provenite din propria lui țară, o țară de o inegalabilă frumusețe. Iată că Ionescu aduce un mare beneficiu României. Nu se vorbește despre Ionescu, uh, compozitor francez. Așa persoane, adică da, <laughs> vorbește cu Menuhin, lord în Anglia și considerat uh, geniu și unul dintre cei mai mari violoniști ai lumii spune asta, nu eu sau tu. Nu știu cum să-ți spun. Și spune ce spune despre România și despre Enescu și uh, e, e, ceva unic, adică foarte rar se întâmplă ca cineva de amvergura lui Ehudi să recunoască și să spună tot. Valoare. Știi că cineva când ajunge să spune, ceva, spune, spune eu sunt ce... cel mai bun. Din veritabile minune ale lumii. Da. Da. Ai vorbit vreodată, știu așa ca un exercițiu de imaginație, ai vorbit vreodată cu Enescu? Tot, timpul. În, în, în tot liniștea, timpul, când scrieam în la ta. scenariu, tot timpul vorbeam cu el. Tot timpul. Și acum vorbesc cu el și mă tot gândesc când. Pentru că acum suntem, lucrăm la montaj, am început să pun muzică și, apropo, vreau să colaborez cu un compozitor excepțional, unul tânăr. Eu zic că. Vom reuși să aducem la nivelul creației lui Enescu ce vom veni în completare, deși cea mai mare parte a muzicii va fi compusă tot de George Enescu, ca să spun așa, în filmul lui. Pentru că sunt foarte multe fragmente, foarte multe bucăți muzicale din Enescu, care pur și simplu parcă le-a scris pentru filmul lui. Când le aud sau când le iau acel fragment muzical și îl pun în film, zic. Doamne, că tot vorbim, parcă l-ai scris să-l punem aici, pentru asta l-ai scris, nu pentru altceva. Să fie aici în film. Atât de, de, de frumos se potrivește, atât de. Pusezem în film, am filmat o, o, o scenă în care este o ploaie, trăsnete, se aud ferestrele. Cu... Eu am pus asta în scenariu fără să știu că chiar dacă am fost, am văzut opera Edip, am mai ascultat fragmente de N ori, dar nu știam că există un fragment în care chiar este ce am pus eu un film fără să știu că există o vijelie. Dar când asculti în întregime, nu, 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 nu mă gândeam la asta, din, dar acum după ce puse, s-a potrivit. Exact acolo. Exact acolo. Da, și din Edip, nu știu cum să spun, pentru că despre asta era vorba acolo în film. Că am mers pe aceste două linii, cum ți-am spus, principale. Povestea de iubire între Maruca, între Maruca și el și, și uh, edipul care i-a luat uh, aproape 25 de ani să-l scrie. De altfel cam atât a durat povestea de iubire până s-au căsătorit și cam atât a durat să facă Această construcție muzicală, Edip, este dedicată ei Da. și este finalizată la, la Tescani în 31 exact, și premiera în, în 36 la Paris la Opera Garnier. Deci, am glumeam cu apropiații mei și spuneam, nici despre mine nu știu atâtea detalii câte știu despre Enescu. Mă gândeam cum e să stai la Paris, să iei revista Paris Ilustrat, să vezi bătaia cu flori de la șosea, să vezi pe Maruca și în spate fostul ei iubit. Da, așa a fost. Îți imaginezi ce reprezenta și Maruca la vremea aia. Să apari în revista din Paris. Mă rog, că de altfel, era o personalitate E considerată ce am zis, cea mai frumoasă și cea mai deșteaptă femeie din epocă. Fusese și domnișoară de onoare, la nunta reginei Maria. Păi ea... era cea mai apropiată acolo, era din din familie boierească de 350 de ani. Va fi cumva Așa un, zice ea. Va fi cumva un film și despre uh, o parte a istoriei regalității în România. Este prezentă și Regina Maria, ca cea mai bună prietenă și ca prietenă, și a lui Enescu, ca să spunem așa, și Regina Mamă. Ce -a ca... presupus documentarea acestui film? Câte. Să citesc tot luni. Ce Câte. Oh, imens, mult. ani? poate? doi ani, trei ani? 2 ani am scris continuu, continuu. Adică pandemia a fost cel mai bun moment și să scriu, și să citesc, și să completez, și să muzeele le văzusem, dar le am revăzut încă o dată pe toate, dar important pentru mine era foarte important ce spune el. Și e foarte bine că dacă n-ar fi existat o carte în care s-a și ce spune el, e ca și cum, domnule, ce spui tu? Tu nu spui poate tot despre viața ta, dar anumite chestii importante sau poți înțelege din mărturiile tale ce a fost pentru tine cel mai important în viața ta, mai ales că le-a dat undeva spre finalul vieții. În amintirile lui Enescu. Exact, cu Berna Gavuri. Deci, după care avem 605 pagini, cartea Mărucăi, despre ea și despre tot ce a trăit ea și tot ce a fost în jurul ei. Deci avem și punctul ei de vedere. După care avem cei care au scris despre ei. Despre Nae, despre toată biografia lui Enescu și tot ce a apărut în cărțile despre el. Sunt toate scrisorelele și telegramele no, și, și tot ce, ce a scris el de când era copil până a murit. Și ce se notează în rapoartele securității? Și asta avem. <laughs> și avem că, da, numele de cod al lui Enescu era Enache. Asta, când am citit, nu mi-a venit să cred. Eu care mă apucasem și eram deja, începusem uh, uh, să lucrez la film, uh, când am descoperit și asta, am zis, nu e adevărat așa ceva. E un semn. De sunt semnale că a fost strădat uh, și de cei apropiați. Mai puțin de o singură persoană. De, Maruca. de Maruca. Da. Pentru că erau note la securitate, proveneau note din jur. Din, absolut, anturajul, toată lumea. din anturajul absolut toată lumea. Nu există de dubii. De la, de la avocat, la medic, la toată lumea. Toată lumea. Unde e Dumnezeu în această construcție? al lui Enescu și despre Enescu El în toată povestea lui. Spune că cine crede că Dumnezeu nu există e naiv. Și Enescu e harul lui Dumnezeu s-a revărsat ca și în Mozart, exact așa, de să, la 5 ani să încep să compui, să cânți, să a fost uluitor unde mai pui că este al 12-lea copil ia gândește-te la chestia asta. Au avut 11 copii înainte care au murit, deci hai să mai facem unul că poate trăiește și iese și geniu. Dintr o familie înstărită. Da. Mama era fică de da. preot, tatăl da. era da. arendaș și cântau amândoi la uh, pian, la vioară, la uh, chitară. Da. Prima dată l-au încredințat unui lăutar la 4 ani, la 3 ani, 4 ani. Nicolae Echioru, un vestit da, lăutar. Imediat ce auzea, știa să facă. După care l-a dus la codela, la Caudela, la Iași, profesorul, și i-a spus că trebuie să învețe notele și să-l ducă la Viena. Jurjac, așa cum exact. îi spunea guvernanta da. franceză. Da, m-a impresionat guvernanta, i-a spus după ce a terminat, a fost cu el la Viena și atât a stat, deci între 5 și 8 ani cât a fost la conservator, s-a dus cu guvernanta și când a plecat a zis, George, să nu uiți, să fii domn și când nu te vede nimeni. Și cumva tot ce am citit despre George așa a fost. A fost un domn și când nu-l vede nimeni. Enescu este o personalitate marcantă, evident, am spus, poate cea mai amplă personalitate a culturii noastre, o personalitate neerodată de timp, pentru că exact cum afirmai, contră, acum eu dip, acum Iodip, acum a devenit, se rostogolește din ce în ce mai mult. Uh, Enescu probabil va primi... Uh, S-a pus numele lui unei piețe din centrul Parisului, acum câteva luni primăria din Paris a dat de Ce vinerea? formă de apreciere mai mare să existe? Începe să se cânte, încep să vină festivalul Enescu, a crescut imens, când mă gândesc că în primele ediții se cântau câteva Că nu existau partituri, nu, nu știu ce, cu problemele, cu drepturile. Se cântau câteva lucrări din Enescu și acum erau vreo 54 la ultima ediție. ceea ce Când va fi lansat filmul? Sperăm în toamna asta. Dacă nu, vedem. Dar noi sperăm. Și după Facem e... tot ce putem. Și d Încă mai am nevoie de finanțare, chiar dacă filmările sunt gata, montajul e aproape gata, mergem înainte. Și după Enescu ce va fi? Dumnezeu știe. După Enescu vom vedea no, ce În va mod fi. normal, unii ar spune că doar cerul e dincolo de, de Enescu. Poate va fi altceva. Nu știu. Că suntem la podcastul altceva. Cu ce, va fi altceva. Cu ce actor ți-ai fi dorit sau îți dorești și poate vei colabora de acum încolo? Există un actor cu care îți dorești să colaborezi? Într-un film viitor? Sunt foarte mulți actori din România pe care îi prețuiesc și mi-aș și dorit să colaborez, dar trebuie să se și nimerească rolul, să se potrivească contextul, finanțarea. Dacă aș avea un buget așa, mi-ar plăcea să am un buget mare de tot. Mare pentru România mă refer, nu nu, 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 mă refer la sute de milioane. Eu vreau să sau, câteva milioane și îți jur că aș scrie un scenariu, dacă aș ști că aș avea un buget mare de 5 milioane, măcar 10 milioane să zicem, aș scrie un scenariu în așa fel încât toți actorii pe care îi prețuiesc din România și sunt mulți și toți prietenii mei <laughs> piați, care sunt actori și prețuiesc, să-i pun pe toți în acel film, Să facem împreună un film pe care din fașă să-l scriu cu rolurile, să se potrivească pentru toți cei pe care îi prețuiesc și -i cunosc și sunt mulți. Mulți. Deci ar trebui să fie o distribuție de câteva sute, 200 de actori cel puțin. Deschid acum rana. Știu că poate nu-ți face plăcere această discuție, dar deschid rana. De ce statul român nu finanțează asemenea filme? despre experimentul Pitești, despre Enescu, despre istoria, cultura României. Când am depus, imaginează că la Centrul Național de Cenografie a fost concurs și am zis concurs pe tematică, personalități destine românești, mai potrivit decât atât, zic încerc și de data asta, dacă nu o fi să fie, nu mai depun în viața mea fac tot ce trebuie, Plătești și o taxă de nu știu cât, 3.000 de lei, 2.000 de lei nu mai știu, deci da, ca să ți se analizeze dosarul depun nu sunt anunțat decât după nu știu câte luni 5 luni sau cât au durat, când se anunță rezultatele că am fost descalificat că apărea destoptoma enache la finalul scenariului scris împreunat, știi că se adaugă câteodată calculatorul pune de la el chestia aia la final. Habar n-a. nu e o anecdotă. Și era și după. Nu, nu, e de adevărat. Și, deci, imaginați-vă, puteau să spună, ești ai, descal... a... ai primit ai răspuns. Pe mail, dacă acest acest răspuns... știi când, când s-au anunțat rezultatele, după 5 luni, după ce ai depus, una e să spună după 3 zile sau 5 zile ești descalificat, nu mai intri în concurs, pentru că a rămas din calculator desktop Toma Enaki împreunat. Deci nu numele scris. Și E o chestie care uh, nu există dubiu că este ceva ce adaugă calculator automat, și nu că a fost scrisă de mine, uh, că se vede diferența când adaugă calculator și dacă era scris de mine cu mâna. Și ce, a, film, a ce film a câștigat, motivul? acea secțiune? Nu, de, nici nu, nici nu vreau să mă gândesc. Deci, uh, întotdeauna exista finanțare, puteau să ia mai multe filme. Ca la noi întotdeauna, la noi câștigă unul singur, restul sau au mai descalificat trei ca să câștige unul singur. Nu înseamnă că, cum să spun, puteam să câștig eu să nu mai câștige trei. Nu, trebuie dintr-o finanțare în România, Toată lumea se vaită că nu avem finanțare ne plângem. Nu se poate să dai 800 800.000 sau 1 milion de euro unui singur film și la mai bine dai câte 100... că tot se cheamă sprijin. Dacă îi sprijin, sprijină 100.000 de, de euro pentru România, este un sprijin suficient de mare consistent. pentru halul în care arată cinematografia românească la ora asta. Și vrâne vrâne ne întoarcem acum și uh, trebuie să spunem de nebunia creată acum cu uh, uh, filme la care au venit un milion de spectatori și s-au depășit uh, orice record din ultimii 30 de ani. Deci noi ne raportăm la recordurile noastre din ultimii 30 de ani. Nu, americanii nu spun ce succes a avut uh, filmul uh, Avatar. Dar ăsta e. Nu, nu-l comparăm cu alea din 50 sau din 70, că ăsta e 3D, nu nu e. Nu. La ei, succesul, indiferent dacă a fost făcut acum 30 de ani sau 70 de ani, când că ar putea zice că, da, Doamne, dar acum bugetele sunt de sute de milioane, atunci abia aveau 5 milioane când făceau gladiatorul, să spunem, nu? Sau altceva. Nu. Deci, ca să înțeleagă lumea foarte clar și asta că oamenii nu știu. Ne-am neamărin miliardat a avut 16 milioane de spectatori când vii și spui că mamă ce record, da, pentru noi care aveam 50 de mii sau 100 de mii până ieri, este un record foarte uh, mare și este ceva fabulos, da, dar nu este în toată istoria noastră nu mi amintesc în copilărie. Noi istoria noastră e doar de 30 de ani. Vestum, erau nu se pune. Cine. Cine, din comuniști, nici dinainte de comuniști. Pentru noi nu, nu există. Momentul, nici de dinainte momentul, de momentul de com, zero e exact. Momentul 0 da. zero e 1989. Dar țin minte, în copilărie, da, într-adevăr. Sunt sute în de, de filme cinematografi... în România care au peste 5 milioane de spectatori. Sute! Și nu Sunt doar at comedii. Atâtea serii. Sunt cu uh, multe, foarte multe filme. Este lista te... toată, box office se poate verifica. Și... Dar nimeni nu pomenește de chestia asta. Pentru pentru că atunci nu ți se mai pare, ce, wow, dacă noi am făcut 300 de filme care au peste 5 milioane de spectatori. Sau 500 de filme care au peste un milion. Și nu sunt numai comedii. Sigur, e îmbucurător, este senzațional că la momentul ăsta s-a reușit. Ce s-a reușit și uite că încep și celelalte filme, comedii care au mai fost lansate, să aibă un succes mult mai mare, care acum 10 ani nici nu, nici nu te gândeai. Când mă gândesc, că au lansat deja 15.800 de spectatori, cu nu sunt faimos, locul 5 în box office, deci imaginează-ți ce însemna. Așa cădere a avut cinemaul românesc din punctul de vedere al spectatorilor după uh, 90. Din ce cauză? Cred că sunt foarte multe cauze, nu e una Pentru singură. Pentru că și după, adică, și după 90 au fost produse filme, îmi amintesc firme, filmele lui Sergiu Nicolaescu în continuare. Nu, nu au mai știu, avut dar... succesul, au avut, dar nu succesul pe care l-au avut înainte. Și nu cred nici în chestia asta că au apărut televiziuni mai multe și Netflix, și nu, și în America există toate astea, și cinema este cinema și merge. Nu a fost îngropat. Uh, nu a fost îngropat, așa cum nici teatru nu a fost îngropat. La teatru nu a fost căderea asta, a fost un an, doi, pentru că a fost o o, a fost o, rupere, o dezicere a oamenilor de boale. tot ce a fost, că nu mai vrem. Uh, dar în România asta este problema. Noi nu avem public de cinema decât uh, un segment foarte mic, așa cum nu citește. Nu se citește în România. Suntem pe ultimul loc în Europa la citit cărți. Suntem prin tot printre ultimele locuri la mers la cinema. Eu în Franța când am auzit că merg aproape 60% din populație merge la cinema și la noi dacă raportezi nu vine nici 0,5%. Vorbeam despre copilărie, anii 80. Într-adevăr, erau anii în care accesul la filme era dificil. Aveai filmele clandestine de la video. Da, da dar la cinema erau oameni cu cowboy și cu, cu la cinema, Oscar și ce exact, se La și cinema și ce erau era. 4-5 proiecții în perioada respectivă pe zi și sălile arhipline. Da. Exista o cultură, exista un public. Da, al lumea vine și spune nu aveai ce să faci, că răpii. mergea, că nu știu ce. Nu, nu este numai asta. Drept dovadă că trăim în 2023 și se lansează. Avatar, Avatar și vine și se lansează uh, Titanic acum cu o câți ani în urmă și deci întotdeauna uh, au existat filme de mare succes la public sau fără succes. Asta este clar. Care e rețeta pentru un film de mare succes? Pentru că tu vorbeai despre scenarii și te-ai ocupat de scenarii, de scenariile acestor filme. Există regula de aur a unui scenariu? Există reguli de aur vreo 10, dar astea se raportează la filmele de la Hollywood. La ei, ei, la ei se pot discuta de reguli de aur, cum se scriu scenariile, cum și aici și ce să analizezi. La noi nu e, nu poți analiza. Adică, când e un îmbrăcat o formă. Uite ce înseamnă succes. Uite Mercedes, uite Honda, uite Volvo, uite. Fă și tu o mașină ca asta. Asta înseamnă mașină de succes. Să prindă 100 de mii, 100 de kilometri la oră în 10 secunde, să, consume, să frâneze să așa, să, să, consume. să consume. Așa e și cu filmele, e foarte clar. Nu se poate să nu îndeplinească criteriile alea. Și e foarte simplu și de judecat. Și de aia la ei există rețetă. La noi nu există rețetă. Dacă mâine luăm și facem cel mai și punem cei mai valoroși și importanți actori din România în el, tot nu înseamnă că avem succes, ceea ce în America uh, da, ten, nu Tendința întâmpla. este alta, nu de a pune actori valoroși. Observ că tendința este de a pune uh, persoane cunoscute. Din da, pentru că au încercat să meargă domenii și cumva... Și cu pregătire sumară, ca da, să nu spun absolut șubredă. Cumva asta a funcționat un pic pentru ei, adică au ales un număr de oameni din domeniu care au uh, un număr mare de followers, care au... Uh, uh, dacă raportezi la câți followers au cei care joacă în filme, tot iese prost pentru ei. Dar, dar dacă raportăm la halul în care arată restul, atunci este extraordinar, este fabulos. Da? Uh, pentru că nu se poate vorbi încă la noi de suntem, nu știu, foarte atipici din punctul ăsta de vedere, mai ales pe zona asta cu filmul. Nu reușim să aducem înapoi în cinema oamenii de atâta timp. Da? Acum începe, dar toată lumea e nemulțumită că merge spre comedii cu de o mai slabă calitate a glumelor. Dar totuși este o îmbunătățire, să se, zicem, o, o mică se creștere. Se reînvață mersul către sala de Se mersul Și de eu cineva. cred că din cei un milion care au mers la uh, filmul Team Building au mai mers uh, uh, acum 300 de mii la taximetriști și la alte comedii și la uh, care, după părerea mea, fără acest succes, nu ar fi avut uh, atât cât au. Poate aveau doar 100 de mii sau 50 de mii sau 70 de mii. Nu. Uh, eu zic că lucrurile sunt în direcția bună, nu ține nimeni pe nimeni, așa cum în America sunt filme comedii ușoare, sunt drame de toate felurile, e loc și la noi să facă toată lumea, nu înseamnă că dacă cineva merge la filme de comedii grosiere sau dacă merg la glume din asta nesărate și tot felul de ce se întâmplă, nu exclude să mergi să faci așa cum americanii au făcut tuții. Da? o comedie fabuloasă cu ce actor, nu exclude nimic pe nimeni. Din contră, cei care nu ar trebui să vorbească și să critique succesul unui film sunt exact cine critică, exact aceia care beneficiază că... Adică o parte din banii din succesul de la Timbili și alte comedii care le plac să nu le plac altora se vor duce la CNC și vor primi bani să facă alții filme. Ei chiar ar trebui să tacă din gură, să poată po să spună cei care nu au nicio treabă, uh, uh, ca noi, chiar și eu vă pot include, că nu, nu am primit de la ce, dacă se, primeam nu aveam voie să mai spun. Se dezgheață piața cinematografică. Da. Ceea, ce uh, ceea ce este foarte bine, Da, ne sperăm și uh, sperăm și îmi doresc să vină să aibă un milion de spectatori și filme uh, de altă respirație, despre altceva nu neapărat numai comedii mai grosiere, mai negrosiere mai bune, mai nebune, nu contează dar să, să venim să facem și pe dramă uh, public, să venim să facem și pe uh, uh, dramă romantică, și pe uh, uh, tragedie de ce nu? Să venim să facem când te gândești că uh, uh, cât public a avut uh, un film ca Paraziți ne-a da, făcut în ce limbă, că mereu mi-am zis asta cu, deci este un impediment mare de tot, limba este ceva, cum să spun, când faci parte dintr-o țară mică cu o limbă care e considerată de ceilalți foarte inaccesibilă, așa, minoră, să, sună rău cum ar veni. Deci eu, când am fost la festivalul internaționale și de teatru și de film și de teatru radio, ceilalți din țările Suedia, Norvegia, ori, Doamne, ce urât sună limba română, dar da, da, și pe mine, dacă mă întreb, mai urât decât norvegiana și islandeză și nu, daneză, nu mi se pare. Deci, hai să trecem peste. Mă intersectez asta. cu filme provenite din zona respectivă, din nord, fie că sunt filme norvegiene, finlandeze sau daneze, pe Netflix. Unele producții sunt producții cu un scenariu absolut surprinzător de bun, dar, într-adevăr, limba este sfâșietoare la un moment dat. Da, mi-aș dori, uite, că tot întrebai la următorul film, nu știu, poate mi-aș dori să fac un film în limba engleză, să fie de limba engleză. Și atunci ar dispărea această barieră de limbă și că la sport asta e frumos. Nu e cu limba, e cu ce faci. Și cumva în Poezie, în filme, încerc depinde acum, foarte Încerc mult acum să, să profilez viitorul tău film, limba engleză. Mă gândeam mai degrabă la o spaniolă și am să spun imediat așa: ai să înțelegi de ce limba e engleză, sport, poate să fie vorba despre Hagi. <guss> <guss> nu știu, nu cred, <guss> nu. <guss> Face chira despre Hagi. Știu sigur că vrea să Pentru facă. Pentru că, ceva. Iată, iată, Netflix a propus documentare despre. Fotbaliști fabuloși. Da. Pele, Pele Maradona. Maradona, cred că la un moment dat Trezeguet, Beckham și din punctul meu de vedere, găsim pe Hagi. Pentru mine Hagi este cel mai mare, mai mare și decât Maradona și decât pentru Pele. Pentru noi ar trebui să fie Pentru cel noi nu da, spune eu câteodată încerc și fac și comparația asta. Dacă nu se năștea în România, era considerat cel mai mare, dacă l-aveau englezii sau francezii. Eu așa cred Sunt multe voci care susțin că, că dacă n-ar fi fost român Câștiga fi balonul de mondial. Nu, Dar așa ar este. fi avut campion mondial Adică să joci în naționala Franței În perioada în care a jucat uh, haji sau naționala Angliei o Sau chiar uh, Brazilia sau Argentinei uh, Cu atât mai mult trebuie să ne dăm seama Când faci parte dintr-o țară mică Cum e România Și ajungi totuși la nivelul ăsta Să fii considerat printre cei mai buni din lume De toți ceilalți Apoi dacă erai în una din țările astea primele din lume în campionate mondiale și europene, cu siguranță că locul tău era și mai sus decât este. În domeniile de sport, de sport. colectiv, cum ar veni. Că în alea, când ești ca Simona, ajungi numărul unu mondial, nu e nevoie să zică și ceilalți sau alți. Nu depinzi de sport colectiv. De echipă. De echipă. Și de țara în care ești. Deși, Chiar și acolo, dar regulă sunt, de mult mai greu să fii uh, șuntat la tenis decât în, altele, decât în alte domenii, în sporturile colective. Ai mintit două mari personalități și primul tău film, mă întorc la el acum, așa ca și într-o tentativă de a închide cercul, ai mintit de două personalități mari, de Hagi, de Simona Halep. Primul tău film a fost Nu sunt faimos, dar sunt român. Ei sunt și faimoși și români. Și, și aromân și regretați Toma Caragiu, nu știu, eu un caramitru. Toma um, Caragiu pentru mine a fost și un documentar fabulos uh, pentru el la radio, uriașul Caragiu și pantomima cuvântului. De câte uh, o oră cu tot ce a făcut uh, Toma de la filme, sketchuri, cum cântă, cum absolut tot uh, și m-am bucurat foarte mult că am putut să fac asta pentru el aveam o declarație acolo, spusesem, practic când am terminat facultatea, eram foarte necăjit că se terminase și o relație de prietenie și de iubire din studenție și eram distrus în vis și vine Toma la mine și mă ia pe după gât așa, nu, da, nu te supăra, hai cu mine, vină în Și am intrat la Bulandra, pe la intrarea actorilor, eu am văzut zeci de piese la Bulandra în timpul studenției, dar niciodată nu fusesem pe la intrarea actorilor, intram pe la intrarea spectatorilor. Deci după câțiva ani de zile, când m-a chemat Matilda Caragiu, marioțeanul, sora lui Toma Caragiu, să recit în a română poezia scrisă de ea, Copacul pentru Toma, mă sunase și Caramitul, că el organiza atunci împreună cu... Erau 25 de ani de la moartea lui Toma, de la cutremur, și m-am dus acolo și a fost prima dată, pentru că ușa era închisă, m-am dus și eu mai repede ca să repet să, ce o să zic, ce o să... Ușa era închisă și am intrat pe la intrarea actorilor. Și erau bucăți de decor, exact ca în vis. Când intrasem cu Tom am vis și mi-a zis, vino pe aici. Deci după câțiva ani, îți visul pe care l-am avut este că eu m-am dus, când el mi-a zis, vino cu mine și m-am dus și am recitat la Bulandra pe scenă, Caramitru și Piti și-au recitat în română, și eu am recitat în a română poezia copacul lui Matilda. Transpus în realitate acel vis. Da. A fost incredibil. Cum iată, se întâmplă. 1993. Scrie acea poezie, 2019 apare între Chin și Amin, cu ultimul vers din da. poezia ta, care Devine a reprezentat. Filmului. Exact, și-a reprezentat și poezia... Și uh, ne apucăm de filmul cu Ienescu și aflu că numele lui de cod era Enache. Enache. Și mai sunt niște lucruri importante pe care nu poți să le des, destăinui acum, că au legătură cu titlul filmului. <laughs> și titlul filmului Ienescu, Geniș Princesa, este un titlu provizoriu. Așadar, notăm, în toamna acestui an se lansează filmul despre viața lui Ienescu, așteptăm un film Enescu, geniu și prințesa. Așteptăm, așteptăm un continuare spun despre Gheorghe Hagi. Da. <laughs> și despre Simona s-a făcut ceva, s-a făcut un documentar care a fost lansat. Care ar fi provocarea? Un film în limba engleză? Da. Care să fie da. Provocator și egleză. pentru piața externă? Uh, uh, să nu mai ai nicio scuză că uh, filmul nu este la fel de bun ca cel care merg peste tot în lume și <laughs> sunt cumpărate și vizionate de, de, de un număr mult mai mare de spectatori. Să nu spui că te adresez doar românilor, un public de, de o țară de 20 de milioane și un public de cinema de 0,5, foste socoteala cam cât vine. Deci suntem sortiți din fașă că asta e o chestie de statistică. ne Da. Și atunci trebuie să cauți o expunere la un public mult mai uh, larg, din afară. Care să digere și cumva, limbajul și... Și cumva intri într-o competiție, nu mai ai nicio scuză. Și al tău e așa, și al lor e așa, deci ai aceeași limbă, nu mai poți avea această scuză că deși cumva, da, glumim și uh, un filmul lui Tor care mie mi se pare unul dintre cele mai bune filme din, din ever, nu știu, din, 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 din toate tipurile, dacă e. este acest paraziți făcut de coreeni care nu că a câștigat Oscar pentru cel mai bun film într-o limbă străină. Ce a câștigat Oscar, -ul, Oscar, Oscar -ul. așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Niciodată. Nu știu dacă înțelegi. Poate va fi votată. Noi noi nu am fost nominalizați la uh, că va... un film artistic să fie să ia Oscar-ul pentru un film de limbă. Vom de... avea vreodată un film la Oscar? Da, de ce nu? Asta e ceva simplu. La Oscar din ăsta de limbă străină, da, putem să da, un Oscar din ăsta ca paraziți în care uh, să fie uh, filmele americane cu bugete de 100 de milioane, de 200 de milioane să câștigi tu cu un buget de 10 milioane? Oscarul american, mă refer la 100 de. Este ceva uluitor ce a reușit. Apropo, deja spuneam de regulile astea, dacă vezi filmul și analizezi scenariul filmului, ai să înțelegi că este făcut după toate regulile astea de aur ale Hollywoodului. Absolut tot. Conflictul prezent King în permanență deci se acolo, se răsucește conflictul Exact, se... toate regulile. Cum zic eu acolo, dacă la Pagina, la pagina 10 n-ai aflat cine e personajul principal, filmul e prost. Dacă la 23 nu se dezvoltă pe șapte planuri conflictul, filmul e prost. Dacă la final crezi că știi cum se termină și nu se răsucesc așteptările, filmul este prost. Toate regulile astea sunt puse acolo și la modul senzațional. Și uite, îți spun, n-am spus-o niciodată, deși am făcut un workshop de scenaristică și le-am povestit tuturor celor care au fost la workshop, dar îți fac aici mărturisirea asta. Despre ce este filmul? Despre săraci și bogați. Și întotdeauna mă gândeam să spun, uite, noi doi vrem să scriem o scenă. Cum trebuie să găsim? Ce să găsim să fie chestia cea mai subtilă? Facem un film despre săraci și bogați. Ce să punem noi acolo cu pipeta la început, cum zic ei, mai încolo, încă o dată și la final? Ce ar reprezenta că filmele despre bogați și săraci s-au să... făcut N și se pot face N. E ce au găsit ei și mi se pare absolut genial și din nefericire nu știu, n-am citit la niciun critic să spună ceva de genul ăsta, să zic wow, ce, nu mi-a dat în cap dar după ce mi-au spus ei m-am destupat și eu, că asta mi-aș dori să, să se întâmple cei care spun că se pricep la filme să vină să se descoasă și să spună niște lucruri, să studiezi, da? care să-ți dea de gândit să spui, uite, nu mi-ar fi dat în cap dacă nu îmi spuneau ei. Dar când îți spune, zici, exact așa e. Să-i cu toți cei care ușa. am lucrat la workshop-ul de... și acum o să-ți spun, așa, să vezi că a, 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 dacă ai văzut filmul, o să înțelegi și mai bine. A, săraci, bogați. Ce, ce am putea să facem ca să fie ceva foarte subtil, dar foarte... Ce au găsit ei? Au zis bogaților le put săraci, indiferent ce ar face. domne. Și este absolut genial. Ăla vine acasă, zice, ce a zis Ești băia bun șofer de tasul dar cam miroase -a ceva. Se parfuma, oră, se... tot pute. Mai trece mai... Tot pute. Și la final, când îi dă cheile șoferului, Șoferul îi aruncă cheile pentru că fiul lui era uh, uh, rănit de moarte, era înjunghiat, și aruncă cheile ca să-l ducă la spital, înainte să face așa că îi put cheile. Imaginează din ce situație. Asta este absolut genial în acel film și mi-ar fi plăcut să spună uh, criticii de film asta uh, Subtilitate. Asta înseamnă, înseamnă scenariu de halu. A, acolo nu este nimic întâmplător. Asta spun cine știe cât s-au gândit și cum au uh, cât de mult s-au bucurat când le-a venit ideea așa o să facem, că bogaților le put săraci. Și punem asta în film Țang 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 exact. e firul roșu care urmărește de la început până la final. Unul dintre. Unul dintre. Firele de mare așa subtilitate. Așa s-a întâmplat și la întrechin și amin. Există pe parcursul filmului, da, 4-5 replici care sângele, revin, apă revin, revin, revin. apă nu se face. Asta este la între Chin și Amin, strecurată și pusă exact uh, cum se zice la regulile astea. Că uh, uh, depinde ce amvergură și ce poți avea, uh, ce uh, scenariu, ce poate reprezenta, aici se poate discuta. Cum zicea și noi, că îmi pare rău dacă a fi întru din filozofia mea este, nu este ca în filozofia lui Kant sau a lui uh, Heidegger, dar uh, eu atât am putut să strecor, sângele apă nu se face ca uh, cea mai subtilă Element formă a, a nenorocirilor care se întâmplă acolo. Da, cei care au rezistat, la ei sângele nu s-a făcut apă. Credința nu s-a făcut apă. Asta a fost acolo, în esență. Tocmai mai îți mulțumesc mult pentru acest dialog. A fost așa poate pe final, iată că și o lecție de a decodifica filme, de a le urmări și în spatele uh, ecranului, de a vedea care este vedea scheletul câtă lor construcția muncă lor. Este la scenariu. Deci toată lumea nu înțelege că orice vorbă pe care ai pus acolo nu sau mai nimic ales plătă. vorbele importante nimic. sunt mutate așa de 10.000 de ore, ca la o operație. unde Și da, așa stăteam cu două panouri de plută în față, cu toate evenimentele din viața lui Enescu, cu poema română uh, cântată și fiul meu trecea pe mine a zis, dar nu ai scris nimic, n-ai mai adăugat nimic? Mai puneam câte o pătrățică mică, după care le scoteam pe toate, iar devenea goală. Numai până m-am decis despre ce, că asta spun ei acolo, așa frumos. Despre ce e filmul ăsta? Nu trebuie să bați câmpii să spui și toată copilăria și toată să... bătrânețea și toată. Și, și, și toată... într-o tentativă disperată de a cuprinde toată viața lui. Este imposibil să cuprinzi viața unui un om. Și asta timp. am încercat să fac și, slavă cerului, aici mai aveam o problemă la Enescu, pentru că îmi doresc și mi-am dorit foarte mult să nu. Uh, schimb viața lui. Chiar dacă e un film artistic, nu am inventat nimic din ce nu a existat real în viața lui. Nu am inventat iubite care nu au existat, rivali care nu au existat, absolut nimic. Nici profesori care nimic. Nu am inventat ce nu a fost. Cu alte fost. cuvinte, dacă vreți să citiți o carte despre viața lui. Uh... George Enescu, așteptați filmul. Exact. Există, există, această anecdotă. Aștept filmul, nu citesc cartea. Așadar, așteptați filmul. În toamnă se lansează, ținem pumnii. Îți mulțumesc încă o dată pentru această discuție. Și, dragilor, vă, până săptămâna viitoare, uh, vă sugerez așa, ca un titlu între chin și amin, dacă nu l-ați vizionat, să-l vizionați, dacă nu... Pe Netflix. Uh, și între chin și amin pe Netflix. și nu sunt faimos, dar sunt a română, ambele sunt pe Netflix și să sperăm că și Enescu va ajunge acolo după ce va fi în cinema. Cu siguranță, că acolo este locul lui. Îți mulțumesc încă o dată, Cu toate dragi. cele bune și vă, dragilor, până săptămâna viitoare când ne revedem aici la altceva. <sus>